Salut, sunt Vasile de la Utopia Balcanica și am fost provocat să-l desenez pe Jin Saptekai, pe Jin Sakai din Ghost of Tsushima. Am încercat să le explic că eu nu știu să fac samurai, dar nici n-au vrut să audă. Partea bună e că pot să-l desenez pe Jin în stilul meu propriu, ceea ce îmi va ușura foarte mult treaba, pentru că stilul meu propriu nu e un stil foarte complicat. Uite, deja l-am schițat. Țac-pac, niște verdeață și acum să începem conturul final. O față hotărâtă de samurai fioros, o mantie fluturând în vânt. Aoleu, și armura aia complicată, sper să nu o gherlesc total. Și ceva, e o caricatură, pot să-i fac armura cum vreau eu. Și acum katana pentru spintecat dușmani. Și cealaltă sabie, un wakizashi pentru tăiat pâine. Nici o mască fioroasă de samurai fără niște ochișori simpatici cu care să poți să stai de vorbă. Și gata, l-am schițat pe băiat. De-a lungul întregii chestii am folosit un singur brush, ăla de bază, și nu e vorba de puturoșenie și nici pentru că așa desenez eu, ci pentru că îmi conserv energia ca să apăr mai bine insula Tsushima. E exact ce ar face un samurai în această situație. Între timp am trecut la colorat outfit-ul de samurai, o să-i dăm niște culori terne cu care să se strecoare mai bine în umbră, în maniera unui ninja lău, dacă vreți. Aole, mi-am dat seama că în poza originală Jin avea săbile băgate în niște teci, dar hai să ne imaginăm că n-a fost la lecția aia de protecție a muncii. Vasile, mai zine despre cum desenezi. Da, ok, uite, astea sunt lumini și umbre. Wow, ce tare ești, Vasile, despre tine ar trebui să fie jocul ăsta. Și acum să colorăm formele alea de relief din fundal cu același belșug de tonuri vesele. Acum avem o pictură naivă în continuare, dar o pictură naivă cu un pic de adâncime. Și acum facem un pic de magie din blur și am obținut o scenă dinamică cu niște frunze în vânt. Zici că e viu. Câțiva nori înspăimântători de furtună. Nu e așa că e o scenă hamletiană, cum ține el masca aia în mână, zici că este sărmanul Ioric. Să-i dăm și o replică din Shakespeare-ul tradițional al samuraiilor. O viață are om. Am uitat să zic că avem și un gong. Așa a desenat Vasile primului samurai, special pentru lansarea jocului Ghost of Tsushima pe 17 iulie, exclusiv pe PlayStation 4.